Conferința de presă a Partidului Oamenilor Liberi a fost susținută de către consilierii locali Dan Șain și Dorin Mira și Flavian Ciotei, membru al organizației Câmpul Lung. Întâlnirea cu presa locală a avut două subiecte de discuție. Primul, al proiectului pentru contractarea unei finanțări rambursabile de 55 de milioane de lei și cel de-al doilea s-a referit la implementarea conceptului de administrație publică participativă. Subiectul împrumutului a fost amplu dezbătut în cadrul administrației locale și nici până în prezent nu se cunoaște forma în care va fi conceput proiectul de hotărâre. Cu toate acestea, Partidul Oamenilor Liberi a elaborat un proiect care are mai multe amendamente la cel propus de către administrația locală. Dan Șain a afirmat că partidul va face această propunere în cadrul ședinței Consiliului Local și pe aceasta o vor vota membrii POL. Din punctul meu de vedere, faptul că se apelează la o finanțare este un lucru pozitiv. Acum, important este și ce facem cu banii. Că discuția aici probabil se va opri. Să lămurim câteva aspecte vis-a-vis de finanțare, ce anume. Nu este un împrumut purtător de dobândă din clipa acordării. Este o linie de finanțare, ceea ce înseamnă că va purta dobândă doar sumele atrase, nu și celelalte, vor purta dobândă doar sumele care intră într-un proiect. Deci, din lista de proiecte care va fi aprobată vineri, sau joi parcă în 20, numai acelea pot fi finanțate. Când începe proiectul, se trage suma de bani. De atunci pornește dobânda. 1. 2. Deci, comisiuni de neutilizare, zero. Asta este condiția împrumutului. De asemenea, comisiuni de rambursare anticipată. Știți, de la alte credite, contează enorm de mult, pentru că în momentul fluctuației dobânzilor pe piață, foarte multă lume și persoane fizice și juridice și UAT-urile apelează la refinanțări. Și atunci este foarte important ca acest comision de plată anticipată să nu existe. Pentru că altfel scumpești creditul. Dobânda este stabilită de a fi maxim 2%. Plus robor. Roborul este variabil. Roborul a crescut, într-adevăr, destul de mult în ultima perioadă. Au fost și ani mulți în care el a fost foarte mic. Și noi n-am exploatat acest lucru spre binele orașului, ca să dăm înainte, să facem proiect. Printre amendamentele partidului se numără scoaterea mai multor proiecte de reabilitare a străzilor din sudul municipiului și introducerea unui alt punct pentru solicitarea finanțării pentru proiectele europene care necesită cofinanțare. Sunt bani care se vor lua numai pe proiect. De asemenea, împreună cu consilierii USR, ceilalți nu au venit, nu că nu i-ar fi exclus cineva, să nu înțelegeți greșit, am revizuit sau am adus câteva amendamente la lista de proiecte. Și asta pentru că, din momentul în care s-a lansat dezbaterea publică, din care s-a lansat discuția despre o finanțare la nivelul municipiului Câmpul Lung, s-au semnat foarte multe proiecte pe bani europeni. Sau suficient de multe. Ceea ce a făcut să schimbe puțin lista de priorități. Pentru că, de exemplu, în lista de amendamente pe care am prezentat-o, care vom prezenta Consiliului Local, sunt cofinanțări din valoare de 14 milioane de lei. Pentru proiecte care ating aproape 70 de milioane. Deci, odată, prioritate zero devin cele care au deja cofinanțare europeană. Din lista aceea publicată inițial, am scos câteva proiecte, am propus să fie scoase. V-am spus, a lucrat minuțios împreună cu colegii de la USR pentru a pentru a găsi exact acele proiecte care merită finanțate. Și anume, s-a scos strada Leculești din două motive, de fapt, esențiale. Unul, suma era prea mare și nu ne-o putem permite acum. Dacă ne-o permitem în viitor, cu dragă inimă, trebuie să facem condiții și utilizate peste tot în oraș. Dar acum nu ne-o putem permite. Și doi,
Sunt câteva priorități de infrastructură. Nu poți să asfaltezi dacă n-ai făcut canalizare. Nu e normal. Ne batem joc de bani și atunci e păcat. Nu poți să... Și totuși s-a făcut lucrul ăsta. S-au făcut multe de genul ăsta. Eu sper să... Și chiar am convingerea că se va lucra de acum încolo cu cap. Și anume să luăm din pământ canalizare, gaze, apă, după aceea asfalt și rigole. Că dacă ai făcut asfalt și nu ai canalizat apa, nu ai captat apa pluvială, degeaba ai asfaltat. În 2-3 ani, gropi, bani aruncați. Despre administrația publică participativă a vorbit Flavian Ciotei, explicând faptul că cetățenii ar trebui să fie mai implicați în dezvoltarea municipiului. Noi, Partidul Oamenilor Liberi, propunem un procent de până la 5%, dar nu este bătut încă în cuie. Discutăm și cu partenerii să vedem care ar fi finalitatea. Trebuie să cunoaștem bugetul estimat, pentru că dacă se aplică din 2023, prima dată proiectele vor fi puse în mișcare în 2024. Pentru aceasta trebuie să existe și o infrastructură. Avem nevoie de o pagină web unde lumea își poate lansa proiectele, unde cetățenii Câmpul Lungului își pot lansa proiectele și unde se poate și vota, că până la urmă votul este cel mai important în această chestiune. Avem și câte puncte tari care ar duce la... Va permite cetățenilor să creeze împreună viitorul Câmpul Lungului. Este unul din punctele forte ale acestei... acestui concept. La scara mică, bineînțeles. Redă cetățenilor încrederea în politicieni și permite funcționarul public și cooperare eficientă cu cetățenii. Și aici fac o paranteză, spun că consilierii locali și cei care funcționează din primărie nu pot să participe la acest proces. Ședința Consiliului Local va avea loc joi 20 octombrie, ocazie cu care se va stabili forma în care se va solicita finanțarea rambursabilă și ce proiecte vor beneficia de bani.